Salut! În continuare, vă voi prezenta invertorul multifuncțional ProWeld MiG1050E. Clipul este împărțit în mai multe secțiuni, indexate în descriere, astfel că poți să derulezi rapid la partea care te interesează. Din acest video, vei putea afla care sunt caracteristicile principale, ce este în cutie, care sunt procesele de sudare pe care le poate face, cât consumă și câți amperi scoate în realitate și vei putea vedea mai multe teste de sudare. Aparatul este livrat într-o cutie solidă, neutră, din carton, în interiorul căreia avem cablurile de masă și port-electrod cu lungimea de 2 și 2,5 metri, pistoletul pentru TIG cu cablu de 4 metri, manualul cu instrucțiuni, o perie cu ciocanel pentru zgură, o mască de protecție simplă din material plastic și aparatul multiproces ProWeld MiG1050E împreună cu torța MiGMAG. Un avantaj al acestui model este faptul că setul de livrare conține și pistoletul pentru TIG, care este opțional la alte modele. Kitul TIG conține pe lângă pistolet 3 pensete de 2, 2,4 și 3,2 mm și 3 diuze ceramice diferite, numărul 5, 6 și 7. Pentru a proba procedeul TIG, mai sunt necesare următoarele elemente care nu sunt incluse în setul de livrare. O butelie cu argon, un reductor de presiune cu reglaj de debit, un furtun de conectare și un electrod defuzibil din tungsten ascuțit în lung, așa cum se vede în aceste imagini. La ascuțirea electrodului, zgârieturile trebuie să fie paralele cu lungimea acestuia, nu perpendiculare pe electrod. Montarea în pistolet se face așa cum se vede în aceste imagini. Vârful electrodului trebuie să depășească diuza ceramică cu 3-4 mm. În această prezentare voi include probe ale procedeelor de sudare posibile cu acest aparat. Toate aceste probe sunt făcute de un operator necalificat ca sudor în niciunul din aceste procedee, scopul acestui video fiind prezentarea funcțiilor unui echipament și nu abilitățile unui operator. În aceste imagini este întreg setul de livrare al aparatului. Toțele MIG și TIG, manualul cu instrucțiuni, cablurile MMA cu cleștii de masă și port-electrod și invertorul. Pe panoul din spatele aparatului găsim butonul ON-OFF, cablul de alimentare, ștuțurile pentru gaz, separate pentru MIG și TIG, o ieșire de 230V pentru reductoarele de gaz cu încălzitor și un tabel cu principalele caracteristici electrice. Astfel, curentul maxim furnizat pentru cele 3 procese de sudare posibile este de 250A la o încărcare de 60%, adică aparatul poate să susțină sudura continuă la capacitatea maximă câte 6 minute la fiecare interval de 10 minute. O altă informație importantă este curentul maxim absorbit din rețea, care poate depăși 40A, adică aproximativ 10 kW. Pe panoul frontal sunt 3 potențiometre care permit preselectarea amperajului de sudare, a tensiunii și a vitezei sârmei. În stânga panoului găsim LED-ul verde indicator al alimentării și cel roșu care indică o eventuală supraîncălzire. În zona mediană avem conectorii electrici și racordul pentru argon, iar în partea inferioară este grila pentru ventilație. În această secțiune vom face testele de sudare cu electrod învelit. Pentru aceasta conectăm cablurile de masă și port-electrod la aparat, cablul port-electrod la borna plus și cel de masă la borna minus. Vom măsura valoarea amperajului maxim pentru a testa valorile indicate de producător. Pornim aparatul, selectăm funcția MMA, setăm amperajul la 250A, valoarea maximă, și începem testul. Valoarea amperajului în condiții de scurt circuit a atins 267A, cu 17A mai mult decât valoarea maximă indicată de 250A. Dacă refacem măsurătorile cu aparatul reglat la 135A, maximul măsurat atinge 210A la scurt circuit. Arcul electric se inițiază foarte ușor, fiind stabil și lipsit de întreruperi. În timpul lucrului, amperajul oscilează ușor în jurul valorii preselectate, în acest caz de aproximativ 170A. Capacitatea de penetrare termică a piesei este foarte bună, ceea ce asigură o sudură de calitate, rezistentă. Am repetat aceste teste de mai multe ori și am obținut aceleași rezultate. Iar rezultatele arată foarte bine. În aceste imagini se observă stabilitatea arcului electric și forța cu care acesta este susținut de aparat, chiar și pentru perioade lungi de timp.
În continuare, vom măsura cât curent consumă aparatul de la rețea. Pentru aceasta, voi folosi un tablou electric aparent, în care am montat un contor care măsoară tensiunea, amperajul și calculează consumul în wați. Deoarece viteza de măsură a contorului este destul de mică, am lăsat accesibil unul dintre firele care alimentează întreg tabloul pentru a face câteva măsurători suplimentare mai detaliate. Am sincronizat imaginile și am suprapus doar afișajele aparatelor de măsură pentru a vedea ce valori indică în diverse etape de utilizare. La sudarea cu electrod de 3,2 mm, rutilic, cu aparatul setat la aproximativ 135 de amperi, consumul este între 3 și 3,5 kW, iar amperajul absorbit din rețea este de până la 24 de amperi. În cazul lipirii electrodului de piesă, aparatul intră rapid în protecție, iar consumul scade până la 800 de W. Când am setat amperajul la valoarea maximă, de 250 de amperi, consumul a crescut până la 5,4 kW, însă am înregistrat o cădere de tensiune a rețelei, de la 225 de V la mai puțin de 198. Amperajul absorbit a crescut până la 35,4 amperi, care trece printr-o siguranță de doar 16 amperi, folosită în majoritatea tablourilor rezidențiale la circuitele pentru prize. Și în acest caz, la lipirea electrodului de piesă, consumul rămâne mai mic decât în timpul lucrului, între 700 și 2400 de W. Am reglat aparatul de măsură să păstreze afișată cea mai mare valoare înregistrată a amperajului absorbit din rețea, pentru a observa vârfurile de consum. Amperajul maxim a atins 36,1 amperi, curent care trebuie să treacă printr-o siguranță obișnuită de 16 amperi. Dacă urmăriți cu atenție siguranța din mijloc, prin care este alimentat aparatul de sudură, veți observa că la un moment dat aceasta declanșează. Vă recomand să țineți cont de nivelul acestui consum și să alimentați aparatele de sudură doar din surse și prize care îl pot susține. Acum urmează secțiunea destinată procesului de sudare cu sârmă. Acest aparat permite sudarea atât cu sârmă flux, fără gaz protector, dar și cu sârmă plină, cu gaz. Pot fi utilizate bobinele de 5 kg cu diametru de 200 de mm. Derulatorul se află în interiorul aparatului, iar mecanismul de tractare are o rolă motorizată și o rolă presoare pasivă. Rola tractoare, care este livrată odată cu aparatul, este prevăzută cu două canale în V pentru sârmă din oțel de 0,8 și de 0,6 mm. Valoarea marcată în partea exterioară, vizibilă a rolei, corespunde canalului opus care va tracta sârmă, în acest caz canalul de 0,8 mm, care este poziționat în dreptul tuburilor pentru ghidajul sârmei. Vom face primul test de sudare cu sârmă flux. În cele mai multe procedee de sudare, pentru a avea o îmbinare de calitate, trebuie împiedicat contactul metalului topit cu oxigenul. La sudarea cu electrod învelit, zgura acoperă cordonul de sudare până la răcirea metalului, iar la procesele cu gaz protector, gazul injectat peste baia de sudare împiedică oxigenul să altereze metalul topit. Sârma flux are o structură tubulară, iar miezul acesteia produce prin încălzire atât gazul protector cât și zgura pe care o regăsim peste cordonul de sudură, iar aceste două elemente protejează baia de sudare până la răcire. În esență, sudarea cu sârmă, cu miez de flux, este o evoluție a sudării cu electrod învelit, electrodul fiind sub forma unui fir continuu cu structură inversată, cu pasta în interior. Pentru montarea bobinei, desfacem piulița de fixare, introducem bobina în suport și ținem cont ca pinul suportului să se potrivească în locașul bobinei, după care montăm piulița de fixare. Desfacem cu atenție capătul bobinei, fără să-l lăsăm liber, deoarece se poate desfășura și încurca. Tăiem capătul înduit pentru ca firul să fie drept, să se poată deplasa cu ușurință, după care îl introducem prin tuburile de ghidaj ale mecanismului de tractare. Putem să eliberăm firul după ce am fixat și rola presoare. Reglăm apăsarea rolei presoare, astfel încât să nu patineze sârma în timpul tractării, fără însă o strânge prea tare. Torța se conectează la sursa de curent cu ajutorul unei fișe de comutații. Aceasta permite conectarea torței la oricare dintre cele două borne, plus sau minus. În cazul sârmei flux, sudarea se face cu polarizare inversă, cu masa la borna plus și torța la borna minus. Pentru a evita blocarea sârmei pe tubul de ghidaj, am scos diuza de contact și am derulat sârma până la ieșirea din torță. Aparatul este prevăzut și cu funcția pentru derulare rapidă, comandată cu ajutorul butonului roșu de pe panoul frontal. La final, tăiem sârma la lungimea potrivită și montăm diuza de contact. Deoarece nu vom folosi gaz protector, montarea diuzei pentru gaz nu este necesară. Astfel, obținem o vizibilitate mai bună asupra zonei de lucru. Comutăm din modul MMA în modul MIG. Reglăm viteza sârmii și tensiunea de sudare. Și începem probele.
Sudura cu sârmă flux poate fi folosită pentru sudarea unei game variate de oțeluri, a inoxului și a fontei, însă nu poate fi utilizată pentru metale neferoase. Tehnica de sudare cu miez de flux oferă multe avantaje față de alte metode. Este preferată sudării mag la utilizarea în exterior, precum și pentru îmbinarea materialelor mai groase. Gazul protector și zgura produsă de miezul de flux rezistă la adierea puternică a vântului. Deoarece nu necesită butelie pentru gaz, este portabil și foarte convenabil de folosit. Oferă mai multă flexibilitate a compozițiilor de aliaje decât procedeul mag. Are o rată mare de depunere a materialului, stabilitate bună a arcului și viteze mari de lucru fără a afecta calitatea sudurii. Sudarea cu sârmă flux poate fi un proces optim în toate pozițiile de sudare și necesită mai puține abilități în rândul operatorilor decât MMA sau MAG. Necesită mai puțină precurățare a materialelor decât alte procese. Dacă sudura este efectuată corect, șansele de porozitate sunt foarte mici. În imagini, se poate observa rata mare de depunere a materialului de adaos. Iar aici se vede forța de penetrare termică a piesei. Metalul este topit în profunzime, asigurând o sudură rezistentă de bună calitate. Amperajul în timpul lucrului cu aparatul reglat la aproximativ 180 de amperi oscilează între 120 și 185 de amperi. Vom înlocui bobina cu sârmă cu miez de flux cu o bobină cu sârmă plină, potrivită pentru procesul MAG. Pentru înlocuire, tăiem capătul sârmei de la pistolet pentru a elimina eventuale deformări. Ridicăm rola presoare și înfășurăm sârma înapoi pe bobină. Apoi fixăm capătul pentru a nu se încurca și scoatem bobina din aparat. Procesul de sudare MAG utilizează dioxidul de carbon cu rol de gaz protector. Aparatul de sudare multiproces ProWeld MIG-1050E este prevăzut cu intrări separate de gaz pentru procesele MIG-MAG și LIFT-TIG. Pentru sudarea MAG, trebuie să conectăm furtunul pentru CO2 la ștuțul marcat cu mic gaz și să instalăm bobina cu sârmă plină cu prat. Vom folosi o bobină cu sârmă ProWeld ER70S-6 cu grosimea de 0,8 mm. Acum vom utiliza gaz ca mediu protector, astfel că este obligatorie montarea diuzei care direcționează gazul peste baia de sudare. Procesul MAG utilizează polaritatea directă, cu pistoletul conectat la borna plus și masa la borna minus. Deschidem robinetul buteliei și începem probele. Procedele de sudare MIG-MAG produc mai puțină zgură și stropi, astfel operatorul poate obține o viteză bună de deplasare. Sunt de asemenea procedele de sudare cel mai ușor de învățat. Sudarea MIG se poate utiliza la mai multe tipuri de materiale, cum ar fi aliajele de nichel, oțel inoxidabil, aluminiu și materiale mai subțiri. Mai mult, sudarea MIG-MAG produce un cordon de sudare cu aspect plăcut, cu mai puțin stropi. Un alt avantaj important este absența porozității. În cazul sudării cu sârmă flux, o parte din gazul emanat prin topirea miezului poate să formeze bule de gaz în cordonul de sudură. Volumul de gaze emanate la procedele MIG-MAG este considerabil mai mic decât în cazul sudării cu flux. În aceste imagini se poate observa aspectul plăcut al cordonului de sudare MAG. Fluctuația amperajului nu este diferită de sudarea cu sârmă flux, valoarea citită de aparatul de măsură oscilând în jurul valorii preselectate. Ultimul proces de sudare disponibil pe aparatul MIG-1050E este procesul LIFT-TIG. Acest proces folosește argonul pur pentru protecția băii de sudură. Pentru început, vom monta reductorul de presiune cu reglaj pentru debit pe butelia cu argon, apoi conectăm furtunul de gaz la conectorul pentru TIG. Pe panoul frontal, conectăm pistoletul la conectorul dublu pentru argon și curent și cablul de comandă al pistoletului la aparat. Conectăm cablul de masă la borna plus, procedeul LIFT-TIG fiind de asemenea cu polarizare inversată. Montăm electrodul ascuțit în pistolet. Punem comutatorul în poziția TIG. Deschidem la maxim robinetul buteliei și reglăm debitul de argon la nivelul dorit. Reglajul debitului se face doar din robinetul pentru debit.
Până la finalizarea lucrului, închiderea gazului se va face din butonul de comandă al pistoletului. Preselectăm valoarea amperajului în acord cu aplicația curentă și putem începe lucrul. Încă o dată, doresc să subliniez că aceste teste nu sunt făcute de un sudor calificat. Scopul exclusiv al acestui video este acela de a prezenta aparatul și câteva informații de bază destinate începătorilor. Este de asemenea posibil ca informațiile prezentate să conțină erori. Vă recomand ca de fiecare dată să vă informați din mai multe surse și să vă construiți o opinie proprie.